Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Bunicuța Brand. Fă cu toată puterea ta. Ecleziastul, capitolul 9, versetul 10. Evelyn Brand a simțit chemarea lui Dumnezeu de a merge în India. Ca femeie necăsătorită în anul 1909, o astfel de chemare necesita o credință cât un munte. S-a căsătorit cu un tânăr pe nume Jesse și împreună au început o lucrare în rândurile locuitorilor zonei rurale din India, ducând cu ei educația și resurse medicale și construind șosele pentru a reduce izolarea săracilor. Timp de 7 ani, truda lor continuă nu a cunoscut nici măcar un singur convertit la creștinism. Apoi însă, un preot dintr-o regiune de triburi locale a contactat o febră și s-a îmbolnăvit. Nimeni nu dorea să se apropie de el, însă Evelyn și Jesse l-au îngrijit când era pe moarte. El a spus, acest Dumnezeu, Iisus, trebuie că e adevăratul Dumnezeu, căci numai Jesse și Evelyn vor să aibă grijă de mine acum că sunt pe moarte. Preotul și-a încredințat copiii în grija lor după ce el avea să moară. Iar aceasta a reprezentat un punct de cotitură spirituală în acel colț al lumii. Oamenii au început să cerceteze viața și învățăturile lui Iisus și au început să-L urmeze într-un număr tot mai mare. Evelyn și Jesse slujeau din greu de 13 ani când Jesse a murit. Evelyn avea 50 de ani și toată lumea se aștepta să se întoarcă la casa ei din Anglia. Dar ea nu a vrut. A fost îndrăgită pe o rază de mai mulți kilometri, cunoscută drept bunicuța Brand, și a mai rămas încă 20 de ani în bordul misiunii pe care a slujit-o cu atâta credincioșie. Fiul ei, Dr. Paul Brand, a venit să o vadă când ea avea 70 de ani. Și iată ce a spus despre mama sa. Așa se îmbătrânește. Lasă ca tot restul să piară, până când cei din jurul tău vor vedea doar dragostea.